Deși Ministerul Educației a beneficiat de o rectificare pozitivă cu mențiunea că sumele alocate sunt pentru plata sentințelor judecătorești de care ar trebui să beneficieze angajații din învățământ, se pare că sumele pentru plata eșalonată a sentințelor judecătorești pentru Suceava sunt insuficiente. Cel puțin așa afirmă sindicaliștii din învățământul Suceava. După rectificare, excepție fac unitățile de învățământ special, unde ordonator principal de credite este Consiliul Județean Suceava. În acest an, angajații din învățământ trebuiau să beneficieze de achitarea a 25% din sumele rămase în plată, potrivit sentințelor judecătorești, sume împărțite în patru tranșe trimestriale a câte 6,25%, ce au încasat însă dascăle, aflând de la liderul de sindicat, Traian Pădureț. Parțial au încasat sumele de primele două trimestre. La început s-a încasat la termenul legal, s-au încasat sumele întregi din învățământul special. În luna iunie am înțeles că marea majoritate s-au făcut două state de plată, s-au dat și diferențele până la cei 6,25% de primele două trimestre, exclusiv municipiul Suceava, unde sumele sunt mult mai mici. În momentul de față ar trebui în luna septembrie plătite sumele pentru trimestrul 3. Sumele nu ajung. Dacă la nivel de județ, în marea majoritate a județului, exclusiv municipiul Suceava, s-au acoperit cei 6,25%, pentru trimestrul 3 sumele se vor da așa cum s-au dat și primele două trimestre inițiale, deci trunchiate, fiecare cât are. Problema mare este că la rectificare s-au acordat niște sume și am informații pe zona Gura Humorului și probabil că zona nu este singulară, în care finanțele publice, Suceava, au dirijat banii pentru trimestrul 4. Pentru trimestrul 3, sumele alocate fiind 0. Așadar, sumele care trebuie acordate 6,25% pentru trimestrul 3 sunt trunchiate, în schimb, sumele pentru trimestrul 4 ar fi întregi. Ceea ce mi se pare anapoda. Trebuiau acordate sumele pentru trimestrul 3 să acoperim, deci, în ordinea cronologică și apoi să se acoperi pentru trimestrul 4. De asemenea, sumele necesare pentru plata salariilor angajaților din învățământ sunt insuficiente. La capitolul salarii sunt probleme. Domnul prefect ne-a asigurat luna iunie la ultima comisie social că se vor acoperi sumele la salarii fără doar și poate. Semnul întrebării era doar pe sentințe judecătorești. S-au adus bani din trimestrul 4, am înțeles, pentru a se face plata în luna septembrie, aferentă lunii august, și probabil că la fel vor face în lunile următoare, vor aduce din lunile, din ultimele luni trimestrul 4, în primele luni, urmând ca ultimele luni al trimestrului 4, nu știu când să fie acoperite, probabil la o nouă rectificare. Pentru rezolvarea acestor probleme, sindicaliștii din învățământul sucevean au solicitat convocarea Comisiei de Dialog Social de către Prefectura Suceava, propunând analizei. Deci către analiză am propus exact subiectul respectiv, plata sentințelor de vetorești, deci cât s-a achitat din cei 6,25% pe primele două trimestre, deci normal 12,50%, așa, și situația pentru plata sumelor pentru trimestrul 3, care se face la începutul lunii septembrie. În condițiile în care angajații din învățământul sucevean nu își vor primi banii așa cum trebuie, ce veți face? În primul rând trebuie să ne consultăm membrii de sindicat. Consultăm membrii de sindicat și la propunerea lor vom vedea ce vom face mai departe, ce modalitate de acțiune sindicală vor, pentru ce modalitate de acțiune sindicală vor opta dânsii.